Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta este versetul 47 din Evanghelia după Marcu, capitolul 10. Deci un singur verset. Marcu 10 cu 47. Unde cuvântul Domnului spune în felul următor. El, adică Bartimeu, a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, amin. Nu mă îndoiesc că toți cei ce suntem în casa Domnului în această seară cunoaștem istoria biblică din care face parte pasajul meu. Domnul Iisus Hristos este cu activitate la Ierihon și acolo, legat de Ierihon, dacă citim cu atenție Evangheliile, Matei, Marcu și Luca, nu este un singur orb pe care Domnul Iisus a vindecat, ci El a vindecat în această vizită la Ierihon, a vindecat patru orbi. Matei ne spune că doi orbi au venit la El, Luca ne spune că a venit un orb, iar Marcu ne spune că a venit un orb numit Bartimeu. Și așa cum vă vorbeam în alte ocazii, nu mai intru în aceste detalii, vă amintesc doar, dovada că Iisus Hristos a vindecat patru orbi se vede în felul în care gramatical este scris cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, pe un orb l-a vindecat pe când se apropia de Ierihon, pe unul l-a vindecat pe când ieșea din Ierihon, pe altul sau doi, pe când s-a depărtat de Ierihon. Însă toate evenimentele sunt prezentate în relație cu Ierihonul. Este ca și când cineva, de exemplu, vine în vizită în Statele Unite și unde vine? Zice, m-am dus în Los Angeles. Și toată istoria va fi prezentată, raportată la Los Angeles, măcar că ea se va petrece la Disneyland și care e în Anaheim, la Universal Studios, probabil la Knott's Berry Farm, dar toată este prezentată legată de Los Angeles pentru că acolo ea a fost centrul vizitei. Așa este și în cazul de față. Centrul vizitei lui Iisus este Ierihonul și legat de Ierihon, El vindecă patru orbi, nu unu, și de aceea să nu creadă cineva că este contradicție în Scriptură cu privire la aceste vindecări divine. De exemplu, chiar dacă vă uitați numai în acest aspect, versetul 46 care prezintă istoria, introducerea în istoria lui Bartimeu, zice, au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon. Deci iată când se întâmplă acțiunea. Pe când ieșea din Ierihon, era în capătul celălalt probabil al orașului, după ce Iisus și-a terminat activitatea cu care s-a dus în acest oraș din vremea sa. Și acum, deci pe când ieșea din Ierihon, Bartimeu apare în istoria noastră. Este dus la locul probabil obișnuit unde oamenii umblă mai mult și intrarea și ieșirea dintr-un oraș era o zonă aglomerată pentru că, aduceți-vă aminte, încă orașele pe vremea aceea, mai ales cele mai mari, mai importante, Ierihonul era un oraș populat și important, orașele erau împrejmuite cu ziduri pentru apărare și erau prevăzute cu diferite porți de intrare și ieșire. Și atunci activitatea cea mai mare era
la aceste locuri, la aceste porți de intrare și de ieșire și un orb era dus de prieteni, era dus de familie în puncte ca acestea pe unde oamenii circulau și unde cerșind putea să obțină mila oamenilor, binecuvântarea oamenilor și să poată să-și ducă viața într-un fel destul de umilitor. Dar Bartimeu, pe lângă faptul că este în această stare de neputință, nevăzător fiind, cerșetor fiind, sărac fiind, este și un om care, vom vedea, cunoaște cuvântul Domnului. Este atent la ce se întâmplă în jurul lui. Nu atent privind, că n-are cum să privească, dar este atent auzind. Și aici spune în textul nostru, versetul 47, el a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Este un cuvânt care, vom vedea imediat, exprimă cunoaștere biblică, exprimă credință, exprimă o maturitate spirituală care nu se vede la cei mai mulți contemporani ai Mântuitorului Iisus Hristos, mai ales legat de persoana lui Iisus, cine este El. Și Domnului i s-a făcut milă, l-a chemat la El și Bartimeu a fost vindecat. În seara aceasta, în fața dumneavoastră, voi sta cu un mesaj practic pe care l-am intitulat Ca să obții mila Domnului. Ca să obții mila Domnului. Cum putem să obținem mila lui Dumnezeu? Sigur că o obținem prin har, nicio îndoială, că este harul Domnului, ne face Domnul un favor și se îndură de noi și ne dă lucruri de care avem nevoie. Este harul Domnului, dar dincolo de harul Domnului, uitați-vă, suntem credincioși și totuși mulți sunt bolnavi, mulți sunt în situație critică, într-o stare în care este evident că au nevoie acută de mila lui Dumnezeu. Nu este așa? Și atunci întrebarea este, cum obținem această milă a lui Dumnezeu? În versetul pe care l-am citit, versetul 47 din Marcu 10, Bartimeu ne arată că a obținut mila Domnului făcând patru pași distincți. Patru. Se văd foarte clar în pasajul nostru. Patru pași cu care s-a apropiat de Domnul și prin care a obținut mila și binecuvântarea lui Iisus Hristos, recăpătându-și vederea. Primul pas este ascultare atentă. Ascultare atentă. Cuvântul spune, el a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige. Asta ne lipsește la cei mai mulți. Ascultarea. De multe ori vorbești cu cineva, mintea ți este în altă parte și n-ai auzit ce ți-a spus persoana cu care bună oară ai dialogat. Mintea îți merge la alte probleme, la planurile tale, la gândurile tale, la frământările tale. Deseori se întâmplă lucrul acesta. Dar ca să obții mila Domnului, am nevoie și ai nevoie de o ascultare foarte atentă. Pentru că ascultarea de Domnul ne face plăcuți lui Dumnezeu. Ascultarea de Domnul ne duce să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea de Domnul și de cuvântul Lui ne face să înțelegem cum să ne apropiem de Domnul. Pentru că
lipsa ascultării cuvântului și lipsa ascultării mesajului care ne-ar putea deschide mintea și inima către Dumnezeu și către îndurările Lui. Lipsa acestei ascultări face multe pagube între noi. Sunt oameni care n-au deschis cartea aceasta, Biblia, să cunoască voia Domnului. Eu am întâlnit persoane care spun și mi-au zis personal în față, mie nu-mi trebuie Biblia. Eu sunt botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și Domnul revelează toate lucrurile. M-aș bucura să fii așa de matur și să ai o asemenea legătură cu Domnul. Dar dă-mi voie să-ți spun că nu ești și nu cred ce spui. Nu este om care să nu aibă nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Crezi lucrul acesta? Nu este om. Iisus Hristos, când a fost în bătălie spirituală cu diavolul, în pustie, în timpul postului și a rugăciunii, după 40 de zile de post și rugăciune, și cuvântul Domnului ne spune clar, de la început, că după ce a fost botezat în Iordan și botezat cu Duhul Sfânt, plin de Duhul, la inițiativa Duhului Sfânt s-a dus în pustie ca să se confrunte cu diavolul, să fie ispitit de diavolul. Iisus Hristos nu s-a rezemat pe botezul lui cu Duhul Sfânt în cazul de față, ca să se apere în fața diavolului și a ispitelor lui. Putea să facă lucrul acesta, pentru că spune peste el Duhul Sfânt s-a coborât fără măsură. Dar nu aceasta este metoda de a obține favorul lui Dumnezeu. Ci Iisus Hristos, în toate cele trei ispite mari care i-au fost aduse în față de către diavolul, s-a folosit de ce? De cuvântul Domnului. De aceea este foarte important ca tu și cu mine, și vom vedea că Bartimeu a fost atent la cuvântul Domnului. A ascultat la ce oamenii vorbeau. Și a luat notă de ce vorbeau oamenii. Altfel nu se apropia de Domnul, nu striga înaintea Domnului. O ascultare atentă la cuvântul lui Dumnezeu te luminează, mă luminează să știu cum să mă apropiu de Domnul. Să știu cum să mă curățesc înainte de a veni în fața lui Dumnezeu. Să știu cum să mă pocăiesc înainte de a mă apropia de Dumnezeu. Pentru că Domnul nostru este un Dumnezeu sfânt. Și cum spuneam de multe ori, El nu este egalul nostru și noi suntem egalii Lui. Eu cred că noi trebuie să ascultăm de Domnul. Amin? El este mai mare, este cel mai mare. Și atunci, cum vei asculta dacă nu-i cunoști voia? Și voia lui este în cuvântul lui Dumnezeu. Bartimeu a dat ascultare. Nu putea să citească, nici nu era inventat alfabetul Braille prin care orbii citesc, deci paginile acelea scrise cu un instrument special care face gaură în pergament sau în hârtie și cu degetele simte cum sunt aranjate acele găuri în hârtie și fiecare literă are un anumit număr de găuri și de aranjament și citește cu degetele în alfabetul Braille. L-avem pe ușile de afară, la fiecare ușă, e pus acolo alfabetul Braille, numărul ușii și pentru ce este ușa. Pentru că așa cere legea de astăzi, să avem în vedere și acest segment al populației. Dar, chiar dacă nu beneficia de astfel de invenție, Bartimeu asculta pe cei ce vorbeau. Și când auzea că vorbește din cuvântul Domnului, se vede că era pasionat de cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, primul lucru pe care îl vedem în activitatea lui, în practica lui, înainte de a obține mila Domnului Iisus Hristos, este ascultare atentă. Al doilea lucru pe care îl vedem la Bartimeu, pe lângă ascultare atentă, este o abordare pasionată. Abordare pasionată. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Și a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. A pus pasiune în rugăciunea lui. Pentru că a început ce? Să strige.
El a înțeles două lucruri. Suntem pe stradă, la ieșire din oraș, unde este populația cea mai mare, mulțimea cea mai mare de oameni, fiecare vorbește. Dacă îi spun, Doamne, ai milă de mine, nu mă aude. Nu că nu-l auzea Iisus, dar el a judecat omenește. Și atunci a spus, va trebui să strig. Doamne, ai milă de mine! Dar a știut și al doilea lucru. Când te apropii de Dumnezeu, trebuie să zverși inima. Trebuie să pui foc în cererea ta, în rugăciunea ta, în abordarea ta. Abordează-L cu pasiune pe Dumnezeu. Așa e când te rogi pentru tine. Știi să-i spui toate nevoile, toate problemele, toate amărăciunile tale. Știi să te îndreptățești, nu? Te lupți cu Dumnezeu. Când cineva îmi cere să mă rog, îi spun nu numai ca să-l fac să se simtă bine, îi spun așa, mulțumesc că ai apelat la mine să mă rog pentru tine, pentru dumneata, mă rog, cine este, mai tânăr, mai bătrân. Chiar recent am primit un e-mail din România în care un frate de la frații creștini după Evanghelie îmi scria, sunt bolnav și am fost la mulți medici și nu m-am făcut bine. Dar am auzit că veniți în Cluj, în țară. O să vin și eu acolo unde o să fiți noastră, la Cluj, la conferința la care o să fiți, în luna aceasta, dacă va fi cu voia Domnului, și am să vă rog să vă rugați pentru mine și să-mi faceți ungere cu un de lemn. Și am scris, am să mă bucur să vă întâlnesc, să mă rog cu dumneavoastră și am să mă rog pentru dumneavoastră ca pentru mine. Când mă rog pentru mine, mă rog să mă facă Domnul bine după cum îl doresc. Și dacă te rogi și pentru semenul tău, ca pentru tine, pui pasiunea aceasta în rugăciune, pe lângă rugăciunea ta și rugăciunea celui cu care te rogi și pe lângă mila Domnului, trebuie să se întâmple ceva. Domnul intervine și Domnul face minuni. Ori face vindecarea divină la clipeala ochiului, ori începe să se simtă mai bine omul și merge din bine mai bine, ori îi dă liniștea sufletească în inimă și în minte prin care știe că și dacă rămâne în condiția aceasta, este voia lui Dumnezeu, este mâna lui Dumnezeu și o proslăvire, o laudă la adresa lui Dumnezeu se va avea loc în urma acestei stări. Pentru că așa zicea cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel. Nu? Filipeni 4 cu 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cu rugăciuni și cereri și mulțumiri problemele voastre și apoi spune acolo foarte clar și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere vă va liniști inima și gândul în Hristos Iisus. Deci nu te mai tem, nu te mai tulburi, nu mai întrebi oare de ce am ajuns în starea aceasta, te liniștești. Și poți să mergi mai departe cu o mărturie că Domnul este cu tine, este cu mine. Pui pasiune. Și în mila Lui, cea mare, Dumnezeu va onora pasiunea ta, încrederea ta în El sau a mea. A trecut la Domnul acum, cu câțiva ani în urmă, poate vreo 5-6 ani în urmă, unul dintre cei mai mari păstori americani, pastorul baptist, doctorul Adrian Rogers, care a păstorit, cred că, în Atlanta sau în Tennessee, în ceva oraș, o biserică mare de 20.000 de membri. Și pastorul Rogers, Adrian Rogers, spune într-una din cărțile lui, mărturisește următorul lucru. Când vii înaintea Domnului în rugăciune, roagă-te cu credință, varsă-ți inima cu foc înaintea lui Dumnezeu și mulțumește-i Domnului că ai putut să te rogi lui și ți-a auzit rugăciunea. Și Domnul face bine. Și spune el,
La noi, la biserică, în cursul săptămânii avem și o seară de rugăciune. Și vin mulți oameni la rugăciune. Și biserica fiind mare, 20.000 de membri, vin mulți la rugăciune. Printre cei ce vin la rugăciune este această soră, în vârstă acum, care, spune Adrian Rogers, are o tumoră mare la gât, care îi atârnă vizibil și nu este priveliștea cea mai bună, dar nu lipsește de la biserică, ce uneori își mai pune un fular, un batic și leagă ca să nu se vadă, dar vine și nu lipsește de la rugăciune și de fiecare dată spune: vă rog să vă rugați și pentru mine, pentru starea mea. Și spune Adrian Rogers, multă vreme, la urmă întrebam dacă cineva crede că a fost atins de Domnul și vindecat de Domnul. Prima care ridica mâna spune: pe mine m-a vindecat Domnul, dar gușa era acolo. Și am stat de vorbă cu ea și am spus: așteaptă până când dispare. Nu, frate, zice, eu când m-am rugat Domnului, eu știu că Domnul s-a atins de mine. De ce să mai vede? Asta e businessul Domnului, dar pe mine m-a atins Domnul. Și spune, a trecut multă vreme. Și iarăși, într-o seară, mergem la rugăciune. Cine e acolo? Sora noastră, cu gușa mare, atârnându-i tumora ce e de la gât. Ne-am rugat și am întrebat la urmă, crede cineva că a fost atins de Domnul în rugăciune? Prima, da, Domnul m-a atins pe mine și m-a vindecat. Și zice, în virtutea obișnuinței, eu am zis, pe dumneavoastră v-a atins de multe ori, soră. Dar, zice, da, așa este, dar m-a atins și de data aceasta. Eu nu m-am uitat la ea, spune Adrian Rogers, pentru că m-am simțit incomod că iară ea se ridică și lumea se ispitește când îi vede tumora atârnând acolo la gât. Dar au început oamenii să zică, praise the Lord, praise the Lord! A venit în față și atunci am văzut-o. În timpul rugăciunii a dispărut tumora la clipeala ochiului de la gât, complet. A dispărut. Și Domnul i-a onorat rugăciunea, i-a onorat pasiunea cu care s-a rugat, credința cu care a venit înaintea Domnului. Așa lucrează Domnul. Și în cazul lui Bartimeu, Bartimeu a pus pasiune în rugăciunea lui. Spune, el a strigat către Iisus. Și uitați-vă în versetul 48. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, mai multă pasiune. Nu te ruga numai așa, Doamne, dacă crezi că mă poți vindeca, vindecă-mă și pe mine. Că Domnul poate să te vindece. Poate. Crezi că poate. Atunci strigă după ajutorul lui. Nu că nu te aude Domnul, dar pune un pic de foc în rugăciunea ta, pune un pic de acțiune în rugăciunea ta, în strigarea ta înaintea lui Dumnezeu. Ascultă atent, abordează cu pasiune și trei. În rugăciunea lui, ca să obțină mila Domnului, Bartimeu dă dovadă de adorare sinceră. Adorare sinceră. Uitați cum zice el. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Spuneam la începutul mesajului meu că omul acesta a ascultat cu atenție cuvântul lui Dumnezeu și și-a depășit contemporanii, pe cei mai mulți. Știți de ce? Cuvintele cu care se adresează Domnului Iisus Hristos sunt cuvinte înalte. El nu a zis Iisuse din Nazaret, ai milă de mine. Ci ce a spus? Iisuse, Fiul lui David. El a auzit, de-aia a spus că ascultare atentă. El a auzit că în Betleem s-a născut un copil
la cărui naștere au cântat îngerii și s-a născut dintr-o fecioară. Și a auzit că acest copil a crescut în Nazaret și că este descendentul lui David, adică Mesia. Cei mai mulți n-au crezut lucrul acesta. Cei mai mulți n-au crezut lucrul acesta. Și cei care locuiau în Nazaret, cum s-au adresat sau cum au vorbit, cum au comentat despre Iisus? De ce nu-l știm noi? Că este fiul tâmplarului? Nu știm noi că e tâmplar? Ce Mesia? Bartimeu a crezut cuvântul Domnului. Bartimeu a crezut făgăduințele lui Dumnezeu. Și Bartimeu a știut din cuvântul Domnului că atunci când va veni Mesia, așa cum a întrebat, cum a zis Ioan Botezătorul către ucenicii lui, mergeți și întrebați-l, este el sau să așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus Hristos nu le-a spus, mergeți și spuneți lui Ioan, eu sunt. Ci a zis, mergeți și spuneți lui Ioan, ce vedeți și auziți? Orbiși capătă vederea, muții vorbesc, ciungii se vindecă, le crez mâinile și picioarele la loc, șchiopii umblă, săracilor li se vestește Evanghelia. Și când s-au dus și au spus lucrul acesta lui Ioan, Ioan a zis, profetul Isaia a zis, când va veni Mesia, ăstea vor fi semnele care ne vor spune că a venit Mesia. Astea sunt semnele. Ioan a înțeles răspunsul lui Iisus foarte bine. Bartimeu a crezut ce a auzit vorbindu-se despre Iisus și de aceea nu îi se adresează Iisuse din Nazaret, fiul lui Iosef și al Mariei. Îi spune Iisuse, fiul lui David. Adorarea lui este una înaltă. Adorarea lui este una sfântă. Adorarea lui vorbește despre credința lui. Doamne, eu cred că Tu ești Mesia. Asta vrea să spună. Eu cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că Tu ești speranța lui Israel. Și eu sunt parte din Israel. Ai milă de mine, Doamne. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos este Creatorul cerului și al pământului. Iisus Hristos este Dumnezeul meu și Dumnezeul tău, Mântuitorul meu și Mântuitorul tău. Este Vindecătorul tău și Vindecătorul meu. De aceea abordează-L cu această adorare în inimă, recunoscând cine este El, adoră-L în felul acesta. Doamne, Doamne, eu nu vin în fața Ta ca în fața unui profet obișnuit, chiar dacă este El plin de Duhul Sfânt, ci vin în fața Ta ca în fața Lui Dumnezeu, a Dumnezeului Celui Adevărat, glorie Domnului. Ce ne învață un om orb? Ascultare atentă, abordare pasionată, strigă în rugăciunea lui, adorare sinceră, recunoaște cine este Iisus Hristos. Și apoi, în al patrulea rând, el se autoevaluează în rugăciunea lui. Iisuse, fiul lui David, dacă are nevoie de ceva, Bartimeu are nevoie de mila lui Dumnezeu. Căci chiar dacă recunoaște în Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă a ascultat cu atenție pe contemporanii lui, vorbind din cuvântul Domnului și a pus la inimă cuvântul Domnului și a înțeles cât de important este cuvântul Domnului și cât de mare trebuie să fie Mesia, Fiul lui David, să vină să răscumpere pe Israel, Bartimeu a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a sufletului lui, cum am păcătuit și eu și cum ai păcătuit, cred că și tu. Este unul fără păcat aici printre noi?
Nu este, nu? Bartimeu a murmurat mult, dar de ce m-ai lăsat pe mine orb? Dar de ce trebuie să trăiesc eu cerșind? De ce trebuie să fiu batjocura copiilor și a celor care trec pe lângă mine și... Unii mă înjură, unii mă scuipă, unii vorbesc urât la adresa mea, unii pun cine știe ce în farfuria pe care o țin în fața mea. El s-a autoevaluat și a zis, dacă este vreun lucru, primul lucru de care am nevoie de la fiul lui David, de la Mesia, este mila lui. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Este primul lucru. S-a autoevaluat. Te întreb în seara aceasta. Ai nevoie de mila lui Dumnezeu dacă te uiți bine la tine? Ai nevoie de iertare? Ai păcătuit înaintea Domnului? Ai nevoie de îndurarea Lui ca să te ridice iarăși? Eu am. Dar cred că și tu ai. Și cine nu are, când te autoevaluezi în fața Domnului, fă lucrul acesta cu realism. Fă lucrul acesta cu sinceritate. Sunt oameni care în naivitatea lor, ca să nu spun în, poate în mândria lor, și am auzit pe mulți oameni, rugându-se în felul următor sau discutând cu cineva. Eu dacă aș fi bolnav, am auzit pe cineva vorbind așa, dacă aș fi bolnav și m-aș ruga Domnului să mă vindece, n-ar avea Dumnezeu motive să nu mă vindece. Auzi? N-ar avea Domnul motive să nu mă vindece. Eu sunt așa de bun că n-aș omorâ o muscă. Destul de rău că le lași să se înmulțească. Destul de rău. Omoară-le. Și nu o să se supere Domnul. Asta este ignoranță. Este mândrie spirituală. Dacă mă uit bine la mine și dacă te uiți bine la tine, primul lucru și cel mai mare de care avem nevoie este mila lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum începe psalmul 51? Este psalmul lui David, omul după inima lui Dumnezeu, prorocul lui Israel, pentru că el va spune la urmă, zice, acestea sunt cuvintele cântărețului plăcut al lui Israel. Sunt plini de Duhul Sfânt, spune în cântarea lui acolo. Dar când începe psalmul 51 cu versetul 1, știți cum începe? Ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine, în bunătatea Ta cea mare, șterge fără de legea mea și păcatul meu care stă necurmat înaintea mea, căci împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău. Așa că dacă vei judeca după păcatul meu, vei fi drept să iei orice hotărâre. De aceea te rog cu smerenie, ai milă de mine, Doamne. Mă rog și eu în seara aceasta, ai milă de mine, Dumnezeule. Poți să te rogi și tu? Ai milă de mine, Doamne. Îndură-te de mine. Când mă evaluez în fața Domnului, când fac această autoevaluare, nu pot să cer dintr-o dată să facă Domnul minuni în dreptul meu și în casa mea și în viața mea. Pentru că, în primul rând, minunea cea mai mare, așa cum a fost și o cântare, e o minune când soarele apune. Minune din veșnicii. Dar mai mare minune din inima mea este minunea că m-a mântuit și este minunea că mă păstrează în mântuirea aceasta. Mă iartă în fiecare zi. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Deci, ca să obții mila Domnului, ca și Bartimeu,
Ascultă, ascultă atent. Abordează-l pasionat pe Domnul. Pune foc, durere în rugăciunea ta. Adoră-l sincer. El nu este încă o dată egalul tău, El este Dumnezeul tău. Și în Psalmul 45 spune cu versetul 10, și pentru că este Domnul tău, adui închinarea ta. Și când te adresezi lui Dumnezeu, nu uita că este Dumnezeu, spune-i Dumnezeu, spune-i Mântuitorule. Este Fiul lui David, este Mesia. Și înainte ca să-i ceri vederea, să-i ceri vindecarea de boală, de cancer, de neputință, înainte ca să-i ceri pacea și toate celelalte, cere-i Domnului mila Lui. În autoevaluarea ta, uită-te că primul lucru de care ai nevoie este mila Domnului. Și când mila Lui se răsfrânge peste tine iertându-te și ai simțit că s-a luat greutatea poverii vinovăției, atunci îndrăznește și spune-i Domnului, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat, am și această problemă și îți mulțumesc că Tu mi-o asculți, mă asculți și mi-o rezolvi. Va dispare și tumora mea, va dispare neputința mea, vor dispare toate lucrurile care mă apasă și care mă fac să gem. Vor dispare pentru că Tu ești Dumnezeul meu. Iar eu sunt Fiul Tău. Amin. Ne ridicăm în picioare. Acesta este cuvântul Domnului în seara aceasta pentru noi și cred că este un cuvânt practic, cuvânt simplu, dar practic, profund în același timp, care ne spune cum să-L abordăm pe Domnul, ca să obținem îndurarea Lui, mila Lui. Cine a obținut mila Domnului, a obținut totul. A obținut toate binecuvântările. Mergem, deci, cu cuvântul Domnului în inimă, înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, mulțumindu-i pentru cuvântul Său și pentru faptul că ne învață cum să ne apropiem de El și mulțumindu-i că El se îndură de noi și ne ascultă. Amin.